să-i dai românului mintea cea de pe urmă, adică după ce ai trecut beleaua, după ce ai trecut necazul, după ce ai tras supărările, după ce ai tras paguba, după ce ai tras înșelătoria, scârba sau necazul, știi, băi, de acum nu mai greșesc niciodată. Dar poți să fii puțin atent să nu greșești înainte de greșeală. Dar asta înseamnă să vrei. Și atunci, acei orbi și șchiopi și uscați și toți care așteptau mișcarea apei, nu intrau în concordanță cu îngerul. Și îngerul probabil nu ținea nici el cont de cei ce așteaptă. Venea când avea porunca probabil divină. Cine intra întâi după tălburarea apei se făcea sănătos de orice boală era ținut. Pentru că vorbim de apă și vorbim de înger, aș mai crede și aș mai spune că poate această scăldătoare și poate acest termen de scăldătoare a oilor, că noi suntem oile cele cuvântătoare, am putea o interpreta și sub această formă, pentru că cel ce intra întâi, botezul este unic și irepetabil, botezul este unul unui singur om, nu poți face 1000 de botezuri în numele unui singur om, deci fiecare se botează în dreptul lui o singură dată. Și poate că vindecarea după intrarea, după tulburarea apei, este tocmai poate afundarea aceasta la noi în Noul Testament, de la botez care se face numele Sfintei Treimi, iar tulburarea apei este tocmai prezența Duhului Sfânt, pentru că în realitate apa s-a tulburat când Hristos a intrat la bobotează în ape, apele s-au spăimântat și s-au întors înapoi. Și cei care mai mergeți pe la Ierusalim iarna de bobotează, știți că este o sărbătoare a bobotezii când se aruncă crucea în Iordan, iar apa o ia îndărăt, nu curge în modul firesc. Și toată lumea vede acolo și filmează și se bucură și rămâne mirată de această taină. O fi și astea niște taine care nu țin de noi, ci țin de Duhul Sfânt, dar interesant este că tulburarea apei era legată de sănătate, era legată de cel ce se străduia să ajungă în apă și de cel ce era primul. De unde și la noi, la țară, încă se mai practică și se mai folosește câteodată acea expresie: vezi să aduci apă neîncepută, adică când ai scos prima dată cu găleata din fântână dimineața în răsăritul soarelui, să aduci acea apă în casă pentru că este prima apă, este curată. Că după aceea mai iau alții din fântână și vezi, Doamne, pentru păcatele lor s-ar întina fântâna. Sunt concepte. Dacă te mai duci câteodată când îți dezleagă de cununie vreo mătușă de asta pribeagă, care mai știe ea prostioare de-a ei zis mare vrăjitoare, și îți spune să mergi la miezul nopții când răsare luna și să-mi aduci apă neîncepută din crucea drumurilor de la o fântână. Ei, acest neînceput al apei sau acest început al apei sau acest întâi gustat, nu știu dacă ați fost atenți, eu am sesizat lucrul ăsta în mod firesc și nu îi găsesc nici explicația, dar nu îi găsesc nici neexplicația, când oamenii și atunci când se face aghiazma în fiecare început de lună, sunt câțiva care se grăbesc să ia prima dată întâi, adică nu ia alții înaintea lor, că aceea e mai specială, e mai mult har în ea, în conceptul respectivei credințe și a omului respectiv. Sau la bobotează la fel. Ei, oricum, acest început al celui care intră întâi în apă este tocmai o taină care o știe Dumnezeu și Scriptura. Deci, important este că relatarea ne arată puterea vindecătoare a apei prin tulburarea ei de un înger, și acela putea fi un înger slujitor al lui Dumnezeu, putea să fie și o, foarte bine și o, un pogoromânt al lui Dumnezeu pentru poporul care suferă, să aibă un mod de alinare sau un mod de atracție spre Dumnezeu, pentru că oamenii mai ușor cred în Dumnezeu dacă văd minuni, deși nu minunile sunt fundamentul credinței, ci credința e fundamentul prezenței vie a lui Dumnezeu în noi, dar oamenii se bucură altfel în momentul când văd o minune. Și era acolo un om bolnav de 38 de ani, noi am vorbit de el când am început. Văzându-l Iisus și știind că este așa de multă vreme, i-a zis: voi ești să te faci sănătos? Da, dacă ne uităm la prima idee, mie dialogul mi se pare ironic. Cum să-l întrebi pe un om paralizat de 38 de ani,
care așteaptă lângă sărbătoare, acolo lângă scăldătoare, momentul divin al tulburării apei și tu să-l întrebi, vrei să te faci sănătos? Da. Ai un copil și merge la școală, îl duce 8 ani ghiozdanul după el și urmează capacitatea și tu îl întrebi, mă, tu vrei să treci capacitatea? Adică tu pui mâna să înveți sau te duci la școală să te afli în treabă? Aceea este întrebarea care i-a pus-o Iisus. Tu chiar ești aici că vrei să te faci sănătos? Deci noi dorim să fim sănătoși, în primul rând noi ne dorim ca viața noastră să fie ordonată și plăcută lui Dumnezeu. Tocmai de aceea Iisus îl știe ca veteran al așteptării, cum îi mai spun unii exegeți. Dar poate fi o așteptare cu folos sau fără de folos. Și dumneavoastră să ziceți că e cu folos. Evident că e cu folos că s-a prezentat Iisus. Cum spunem noi în popor, a venit Mahomed la munte, n-a mai venit muntele la Mahomed. De ce? Pentru că de data aceasta a venit Iisus personal, doctorul cel mare, să-l întrebe de sănătatea lui. Putea să se oprească la unul care avea 10 ani de așteptare sau 8 ani. Nu, s-a dus la cel mai bătrân în așteptare. Tu voiești să te faci sănătos? Adică, totuși, prezența ta aici, ca ce scop este? Bolnavul îi dă și el un răspuns care nu s-a mai auzit niciodată. Doamne, nu am om să mă arunce în scăldătoare până se tulbură, atunci când se tulbură apa. Repet, compasiunea, iubirea de aproapele, prietenii, semenii, porunca iubirii, porunca filantropiei. Deci noi ce facem când avem un bolnav la spital? În primul rând, suni salvarea. În al doilea rând, îl duci acolo și vorbești cu un medic. Ai auzit tu că ăla-i bun, că ăla-i bun. Pentru fiecare om, un medic e bun. Și de aceea medicii niciodată nu vor sta degeaba și au treaba lor în spital. Nu-ți place ție de unul, îi place la altul. Ție îți place de altul, altul îi place de altul. Și fiecare medic are o treabă. În momentul când a ajuns bolnavul la spital, cum e și firesc și omenesc, unii mai își dau cu părerea, dar își dau cu părerea pentru că sunt nesimțiți, nu pentru că sunt serioși, încep să te interesezi. Domnul doctor, ce ar trebui să fac să-l salvez? Domn doctor, ce ar trebui să-l fac să-l operez? Ce să-i mai cumpăr? Ce medicamentații să-i mai dau? Unde mă sfătuit să mai merg? Și începe o prietenie între doctor și rudele pacientului, care în final poți să ajungi la spital pe un pat și să stai acolo să nu te întrebe nimeni nimic, pentru că mai există câte un caz și de genul ăsta. Dar în general, toți bolnavii au în spatele lor o gardă, familia, soțul, soția, frații, copiii care se interesează de cel bolnav și fac toate demersurile ca acela să iasă cât mai repede din spital și, bineînțeles, sănătos. Oare acest omolog de 38 de ani n-o fi avut frate, soră, mamă, tată, rudă, prieten, cunoscut, vecin? Aici se pune întrebarea dacă noi, sau asta e o întrebare de viitor, sau dacă vreți o temă pentru acasă, sau dacă vreți e o temă de meditație, prezența noastră în societate este utilă, prezența noastră în societate este benefică, prezența noastră în societate odihnește pe cineva, folosește pe cineva, bucură pe cineva, pentru că sunt mulți oameni care devin atât de rigizi sau atât de seci, de reci, devin atât de insuportabili, încât ție ți este absent dacă el mai trăiește sau nu mai trăiește, dacă există sau nu există, dacă e bolnav sau dacă nu e bolnav. Adică sunt oameni care atunci când se îmbolnăvesc îți stârnesc o compasiune și zici, mă duc să-l vizitez la spital. Ei, mă duc să-l văd săracul că suferă. Și altul spune, ește, dă-l încolo, că era un om de nimic. Bine că l-a strâns Dumnezeu. Deci, vedeți, expresii care dovedesc calitatea noastră umană în fața societății. Și ca de obicei, fără comentarii pro sau contra, vedem că sunt oameni care atunci când s-au îmbolnăvit, toată societatea
este alarmată și băi, să ne rugăm pentru cutare că e bolnav, băi, să facem, să dăm un pomen pentru ăla că e bolnav, să facem un mastru pentru ăla că e bolnav, să aprindem o lumânare, să facă sănătos. Deci este un om care și-a câștigat simpatia în fața semenilor și a prietenilor și aceștia nu rămân imuni în fața suferinței lui. Și unde găsim aceasta? Că o să mă întrebați de ce v-am spus lucrul ăsta. Dintr-un motiv. Stătea un oarecare Iov pe o grămadă de gunoi plin de lepră, fără copii, fără avere, fără nimic. Și cu un ciob, cu un hârb, spune că își rodea lepra de pe el, coaja aia că îl mânca. Și au venit prietenii lui. Dar n-au zis, săracu, ce suferind ești. Ce te mai rogi, băi? Tu nu vezi ce ți-a făcut ție Dumnezeu? Și Iov n-a cârtit. A venit nevastă sa, persoana de lângă el, și i-a zis, la ce te mai rogi? Copiii ți-a luat, averea ți-a luat, ce-i cu Dumnezeu? Și el a spus ceva foarte interesant. Se cade să mulțumim lui Dumnezeu și pentru cele rele, așa cum ne-am bucurat și de cele bune. Deci, vedeți, o înțelepciune care ne depășește pe toți. Rar, cred că ar exista un om, și e și firesc și mi se pare poate și normal din punct de vedere biologic, să nu te bucuri când cineva e bolnav. Vai, slavă Domnului că s-a îmbolnăvit și ăsta, nu cred că ajută. Dar în momentul când un om e bolnav și nu cârtește în suferința lui și o poate duce cu stoicism și cu răbdare, și am avut ocazia să văd oameni bolnavi, dar care n-au scos un gemăt. Și am zis, da, vă doare? E, mă doare, dar dacă mă vait, la ce ajută? Deci, vedeți, puțină conștiință, pentru că vaietul îi, și pe ceilalți îi răscolește. Că nu suport să vezi un om că îl doare. Vrei să-i dai un calmant, sau vrei să-i dai ceva, sau vrei să-l ajuți cu ceva, sau vrei să-l sprijini cu ceva. Și cum e în casă, un suferind la pat, un an, doi, trei, o lună, șase, șapte, pui un Pampers, îl speli, îl hrănești, se rănește, îl doare, face temperatură, trebuie să-l schimbi, trebuie să vină asistentul, e o întreagă tevatură. Și el, din bunul lui simț și din multul lui respect, își suportă cu stoicism datoria și suferința tocmai ca să nu-i deranjeze pe ceilalți. Ăsta avea așa ceva, că dacă ar fi urlat acolo la viteză să facă ca toți elefanții, sigur ăștia ori îl scoteau de tot de acolo, ori îl aruncau în scăldătoare și netulburată numai să se vindece și să tacă. Dar se vede că el era un om al răbdării, dar era un om al răbdării nechibzuite. Deci noi în viața noastră trebuie să avem și o răbdare a chibzuinței și nu o răbdare a nechibzuinței. De exemplu, auzim în popor, nu cred că vă grăbiți, că nu-i târziu, auzim în popor de următorul lucru. Bă, ăla e un om închis, nu știi ce să vorbești cu el. Da, într-adevăr, există oameni greu de abordat și care rabdă și tacă în ei, așa și nu spun nimic. E bună și această calitate sau acest mod, dar trebuie să comunicăm, pentru că atunci când ne comunicăm, ne ușurăm. Deci ni se anihilează o parte din suferință pentru că o împărtășim celui de lângă noi chiar și prin cuvinte. Și oricum întotdeauna un cuvânt față de un suferind va fi un cuvânt de mângâiere. Deci nu-i zice cineva, lasă, taci și rabdă, că așa-i creștinește. Nu, lasă, frate, cu Dumnezeu înainte o să treacă sau o să ne vindecăm. Sau am văzut oameni care erau muribunzi și știam că a doua sau a treia zi o să plece și obișnuiesc câteodată să mai fac o glumă așa puțin nesărată, dar consider că omul e bine să aibă și contactul realității transcendentale, nu numai a celui de pe patul de suferință. Ce ziceți, părinte? Mă fac sănătos. Ei, zic, dacă ai să-ți iei niște vată și niște formol să ai în casă, nu-ți strică. A, părinte, dar chiar așa am dorit. Păi nu-ți doresc, dar trebuie să ne fim pregătiți și pentru asta. A, părinte, că în final tot asta urmează. Păi poate nu urmează, dar zic să le ai acolo că nu strică. Adică îi mai spargi șocul ăla, cum să vă spun, moartea, este un act biologic pe care noi nu-l putem trece. Noi nu putem ști în ce clipă murim. Asta e drama.
Și nu e o dramă, pe de o parte e o binecuvântare. Închipuiți-vă că la noi, la fiecare în buletin, când ne-am naște, să scrie născut la 3-6-2011, moare la 3-9-2070. Păi numai așteptând data aceea te extermină psihic. Dar Dumnezeu ne-a lăsat această taină. Să nu știm când ne-au conceput părinții noștri și o să zic, cum adică nu știu? Păi nu știi, că dacă ai ști, n-ai face testul de sarcină. Sau nu te-ai duce la ecograf. L-ai lăsat să vină în o gradă, să nască, îl crește, îl alăptezi și al tău. Dar nu, îi faci toate tabieturile. Verifici medicamentația, hrana, comportamentul, măsura în muncă, îngrijirea, frigul, căldura, deci sunt o întreagă, e o întreagă epopee ca o femeie să poată să fie mamă și să aducă un copil pe lume, nu chic așa vine cu trenul. Ei, dar așa cum nu știm ziua și ceasul în care se va declanșa travaliul și vom ieși la lumina acestei lumi, așa nu știm niciodată, nici când se declanșează travaliul gropii și îi se deschide gura ca să ne înghită pământul în liturghia veșniciei. Și atunci, dacă tu ești pregătit cu cugetarea la moarte, cu viața viitoare, cu întâlnirea cu Dumnezeu, cu împărăția cerului, bineînțeles, astea pentru un ateu sunt snoave. Discutam odată cu cineva și mi-a apoi de anecdote de astea, bă, băiatule, zic, de 2000 de ani, creștinismul a trăit din aceste anecdote și a dat sfinți, moaște, minuni, semne, icoane făcătoare. Tu ești prea deștept pentru ciclu generației astea ca să asculți anecdote. Du-te și ascultă ce spune Karl Marx și cu Frederick Engels, că e mai important. Și vreau să vă spun că în momentul în care ești pregătit duhovnicește, contactul tău cu suferința devine mult mai blând. Și am cunoscut o doamnă recent trecută la cele veșnice, care a venit soțul chiar cu 2 zile înainte de a muri și a zis așa, părinte, pe duminica viitoare putem împărtăși? Zic, nu, mâine dimineață. Și a zis, da, de ce? Ora vreau eu. Ei, și-a împărtășit-o pe doamna și ea seara a murit. De ce? Noi nu știm când ne cheamă Dumnezeu, noi știm doar că ne cheamă. Dar după aceea bucuria lui, știți, care a fost, n-a zis, vai, săraca, știți, mi-a murit soția, era oricum suferind, avea metastaze. A zis, părinte, ce bine îmi pare că am împărtășit-o azi dimineață. Deci, vedeți, o femeie care s-a învrednicit prin lucrarea lui Dumnezeu și voința duhovnicului, a preotului care a mers acolo la spital și s-a ocupat de ea, să plece la Dumnezeu pregătită cu Sfintele Taine. Și atunci, în clipele alea, în momentele, știi, plecării, liniștită, calmă și senină. Ori sunt morți care se zghihuie, sunt bolnavi care sar din pat, care urlă, țipă, unii vor eutanasiați, alții vor să-și pună capăt zilelor. Acestea sunt lucrările necredinței. Ăsta n-avea așa ceva. A stat 38 de ani acolo, nespălat, poate urinat pe el, că nu era Pampers ca acum, nu erau dușuri ca acum, și a stat pe marginea gropii la viteză, de acolo să tulbure apa și pentru el. Dar se vede că apele lui s-au tulburat într-un mod cu totul neașteptat. Întâlnirea cu Iisus, care primește din partea lui cel mai greu răspuns. N-am om să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa. Pentru noi acest cuvânt este un cuvânt de meditație acasă. Oare la tot ce am făcut noi bun în viața noastră, la tot ce ne-am străduit în viața noastră, la tot ce am muncit în viața noastră, la tot ce am agonisit în viața noastră, vom fi oare vredniți să avem un om să ne arunce în apă când se tulbură apa? Și o să mă întrebați cum, părinte? Păi simplu. Vei putea tu din copiii tăi unul să-ți aducă preotul la cap să te împărtășească? Va fi în măsură vreunul din copiii tăi să-ți dea o cană de ceai sau să-ți pun un compres pus cu apă rece pe frunte când ai temperatură? Sau stai la paliative sau într-un azil și ei sunt undeva în străinătate cu ale lor probleme și vă zice, azi bătrâni și așa se duc. Ce mă rămâne mare lucru, un apartament, 2 camere, mai nimic ca tot. Adică
E o întrebare foarte interesantă pentru viitor. Oare vom avea un om să ne arunce în scăldătoare? Vom avea un om să ne tragă pânza pe față? Vom avea un om să aprindă lumânarea pe colivă? Vom avea un om care va ști semnificația colivei? Vom avea un om care va ști ce înseamnă o cruce la capul mortului? Vom avea un om care știe ce înseamnă o floare în ziua de Paști pe mormântul părinților? E o întrebare de viitor cu du-te vino, că viața noastră nu se sfârșește în buza gropii. Viața noastră se sfârșește în vecii vecilor în împărăția lui Dumnezeu. Părintele Galeriu, fiind întrebat dacă este frică de moarte, a spus: nu, moartea e firească, veșnicia ei mă impresionează. Pentru că ce se întâmplă? Nu știm acolo ce treabă avem de făcut. Unii poate aici ne-am veselit, acolo s-ar putea să plângem. Unii poate aici am suferit, acolo s-ar putea să ne bucurăm. Unii poate ne-am rugat aici și acolo să ne desfătăm. Unii poate am făcut rele aici și o să urmeze acolo să muncim pentru lipsitele fapte bune. Deci astea nu le luați ca amenințări, ci luați-le doar ca antiteze. Și spune mai departe, tot aici în Evanghelie, că până vin eu, adică până să târâie el la scăldătoare, intră altul și scoboară înaintea mea. Evident. Și în ziua de astăzi mai se bagă unii în față, că așa este. Dai din coate, ești înainte.